Viața este uneori o luptă. Asta a învățat încă de mic și Mircea Zamfir, campion european și mondial la gimnastica aerobică și câștigătorul marelui premiu de 100.000 de euro al unui reality show de supraviețuire. Sportiv de performanță, Mircea știe ce înseamnă zilele lungi de antrenament, sacrificiile pe care trebuie să le faci pentru a ajunge pe podium, dar și piedicile pe care viața ți le pune în cale. Cu o inimă mare, visul său a fost să-i ajute și pe alții să devină învingători. Așa a luat naștere asociația Inim de Campioni, prin care Mircea, împreună cu soția sa, Corina, au schimbat mii de destine și au ajutat copii, bătrâni și bolnavi să zâmbească și să vadă că miracolele există. Să fii sportiv de performanță înseamnă ani de muncă, de sacrificii și de renunțări. Mircea Zamfir, sau cum îi spun prietenii Puma, a intrat pentru prima dată într-o sală de gimnastică pe când avea 4 ani. Deși inițial tatălui l-a dus la gimnastică sportivă pentru că avea o problemă la picioare, Mircea Zamfir a reușit peste ani să devină un fenomen în gimnastica masculină și să facă performanță. A reprezentat România la campionatul mondial, la campionatul european de gimnastică aerobică, ajungând pe treapta cea mai înaltă podiumului. Este singurul român care a câștigat medalia de aur la campionatul european din 2007 individual. Merci Zamfir from Romania begins at this men's individual final. Very, very experienced. Dar faima și succesul nu-ți garantează întotdeauna și împlinirea sufletească. Ceva lipsea din viața lui și a știut că trebuie să-i ajute pe ceilalți înființând o asociație de întrajutorare. Aceasta poartă un nume inspirat chiar din viața sa de sportiv, Inim de Campioni. Deschiderea asociației sau motivul pentru care am deschis asociația e mai complex. Pe de-o parte, împlinirea personală a fost foarte mare, adică să vezi atâtea țări, să ai parte de faimă, că pe lângă medalii au mai fost niște emisiuni foarte mari în diferite țări, unde am avut succes și unde am avut experiența asta unei vieți extraordinare. Și trebuie să fiu recunoscător și mi s-a părut normal să fiu recunoscător, deci ăsta a fost unul dintre puncte, pentru că viața a fost frumoasă. Mi se pare normal să fac ceva și pentru altcineva ca să aibă și el măcar ceva acolo, nu știu. Alt punct foarte, foarte important a fost faptul că la finalul carierei am fost într-o depresie majoră, culmea. 21, cred că 21-22, depresie majoră a venit așa dintr-o viață un pic prea liberă, știi? Pentru că trebuie să recunosc că odată ce ai un curs așa mai lipsit de Dumnezeu, ca să zic așa, conștiința se cam fragmentează, nu? Fracturează mai degrabă, știi? Începi să ai remușcări interioare. Nici nu mă miră că anumite vedete au probleme interioare, pentru că e un desfrâu, un desmăț total și persoana interioară cumva suferă, știi? Și aici, în mijlocul unei depresii majore, care putea fi chiar capitală, de fapt, ajunsesem foarte departe, plus avem probleme fizice din cauza la remușcările interioare și la problemele interioare, mari probleme fizice, lipsă de somn înseriat, așa tot. Picioarele aveam bube, niște bube foarte ciudate pe picioare, niște sechele, niște manifestări foarte ciudate. Plângeam, nu mai puteai să vorbești normal cu mine. Era departe, era dus la extrem. Da, eram în depresie majoră. Și eram în interior, eram pur și simplu zdrențuit. Dar viața care o trăiam nu m-a ajutat deloc, că mergeam după senzație, alergam după senzație ca să mai împotolesc zbuciumul interior, dar plăteam la fel, adică măream mai mult. După ce pleca senzația, mai rău era zbucium. În mijlocul acestui tumult și zbucium sufletesc, Mircea a avut o revelație divină care l-a ajutat să iasă din depresie. Din acel moment, toată viața i s-a resetat și și-a schimbat perspectiva din care privea lucrurile și lumea.
Mi-aduc aminte de un alt coleg de-al meu de la gimnastică, care la noi cam așa eram atunci. Ieșise dintr-o depresie, a început să citească Biblia, a început să se apropie de Dumnezeu și l-a acceptat pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Deci, practic, nu a mai făcut cum gândea el, a început să o ia așa, după cum vrea, cum zicem noi, Mântuitor, așa să... Știi tu, în limitele astea în care ne-a gândit Dumnezeu, e mai safe, adică e indiscutabil mai bine pentru conștiință, pentru partea interioară. Și mi-am revenit. Și culmea e că am fost într-o cameră, deci stăteam într-o cameră, eram la Izvorani, la Centru Olimpic, eram distrus, deja nici nu mai știam cui să cer ajutorul, eram răpus, nu mai găseam nicio scăpare. Și acolo am început să citesc Biblia, am început să plâng foarte mult, pentru că simțeam cum intră, cum pătrunde și cum reface creierul, știi? Deci pur și simplu refăcea valorile, tot, mă simțeam eu bine. Scăparea a fost cu jertfa, că na, Hristos a murit pentru oameni, aici a fost scăparea, că... Cred că ai murit și pentru ceea ce simt eu acum, pentru, știi, și pur și simplu m-am eliberat, a fost o chestie supranatural de frumoasă și mi-aduc aminte că la 2-3 zile am început să dorm. După ce am primit ajutorul ăsta înaintea lui Dumnezeu, trebuie să dai și tu ceva, nu? Trebuie să dai și tu ceva, adică te ajută omul sau Dumnezeu, dai și tu ceva. Și aici a venit, ce să fac? Ce să fac? După aia au venit copiii la noi și... Când am văzut cum e un copil de fragil și mai ales de nevinovat și ce se întâmplă în ziua, cât de ușor sunt afectați copiii în ziua de astăzi, am zis că trebuie să merg în direcția asta. Toată viața lui Mircea Zamfir se desfășoară în jurul sportului și în sălile de antrenament. Așa a cunoscut-o și pe Corina, cea alături de care a jurat să fie la bine și la rău. Împreună merg pe acest drum, uneori dificil, dar plin de satisfacții sufletești. Păi, tu ai venit cu ideea, da. El a venit cu ideea, dat fiind cariera lui sportivă, titlurile de campion mondial european și așa ne-am gândit să îi transformăm și pe donatorii noștri în campioni. Împreună ne-am implicat de la început. Mircea a venit cu gândul, cu ideea. Mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales că de când am devenit părinți înțelegem altfel nevoile copiilor și nevoile părinților în același timp. Și... rolul meu este de a găsi soluții, de a ajuta, de a scrie texte. Am reușit și noi ceva, da, să zicem așa. Da. Fiecare donator este un campion. Da. Da, cu gândul la acest lucru am dat denumirea aceasta, inim de campioni, cu gândul la donatori de data asta, la cei care ajută. Am reușit să-i motivăm un pic pe oameni, chiar mă bucur de fapt de treaba asta. Dar e greu, mai ales în zilele de acum, parcă e mai greu. Și cei pe care îi ajutăm sunt campioni, pentru că se luptă cu ce se luptă și oricum vream să le dăm și lor un imbold așa, să se simtă bine și să nu rămână în umbra asta a suferinței. Dar... Tot ce este de valoare necesită timp și foarte multă răbdare. Să ai o asociație de binefacere nu este întotdeauna ușor, dar credința și dragostea pentru oameni au fost mai presus. Din nevoia de a strânge fonduri, Mircea a fost gata să stea departe de familie câteva luni și să participe la un reality show de supraviețuire care i-a adus și marele premiu în final. Deci, din nevoia asta de fonduri, m-am dus... într-un reality show, într-un show de supraviețuire, dar cred că mai mult a fost o nevoie de mediatizare, pentru că imaginea aduce mai mult fonduri decât fondurile în sine. Pentru că oricum, până la urmă, posibilitatea de a câștiga este foarte mică, după părerea mea, cu toate că astea am câștigat și a fost o surpriză pentru mine. A fost o surpriză pentru mine pentru că nici măcar nu m-am uitat pe video de prezentare al emisiunii. M-am dus pur și simplu buluc. Totuși există o explicație mai religioasă în spate. Știu că aveam destul de multe probleme în perioada aia și interne, conflicte interne și multe legate de viață, așa. Și parcă mi-aduc aminte, eram chiar la mine aici pe stradă, zic, Doamne, știi ceva, auzi?
m-am săturat așa de toate, zic, trimite-mă și pe mine undeva departe, să nu mai fiu decât eu cu tine, să stau și eu să vorbesc cu tine, să am și eu timp să mai citesc Biblia, că nu mai citeam, eram, cu toate că asta mi-a salvat viața, Biblia mi-a salvat viața, credința în Iisus Hristos, asta a fost factorul motivațional și principal, chiar și al asociației. Așa, așa, trimite-mă undeva departe. Nu mă interesează ce să numai să am și-o timp. Foamea, oboseala, lipsa condițiilor decente de trai nu l-au descurajat. În singurătate l-a redescoperit pe Dumnezeu și a înțeles că acesta este calea. Da, știu că stăteam așa cu mâna la gură și mă uitam și zic, băi frate, ce mi-am dorit eu, mă? Și eram în pantalon scurt, rupt de soare, rupt tot, jerpelit, și, dar într-adevăr aveam timp. Citeam, cel puțin seara și dimineața aveam timp. Stomacul gol, exact cum trebuie. Citeam, eram foarte liniștit și asta a fost și cheia succesului, de fapt. Pentru că oamenii nu înțeleg, dar e vorba de a te pierde mai degrabă decât a te regăsi. Pentru că dacă te regăsești, începi să ai idealurile proprii. Dacă, în schimb, te pierzi înaintea Dumnezeu, că spune cine, lasă totul pentru mine, va câștiga totul. Pentru că asta a fost și secretul. Mi-a întrebat cineva, tu cum ai câștigat? Cum ai ajuns până aici? Și eu le-am zis, păi, tu cum ai câștigat? Cum ai ajuns până aici? Tu nu te dai bătut? Nu cedezi? Și Domnul i-a cedat de mult. M-am lăsat condus, zic, pentru mine Biblia e de căpătâi și Dumnezeu m-a dus cu zi, de la zi la zi. A folosit suferința, slăbiciunea, ca să imprime criteriile astea de putere, știi? Ca să mă facă, m-a tărât efectiv de la început până la sfârșit, că asta e să renunți la propria persoană înaintea lui Dumnezeu. E un secret, chiar la început știu că îmi spuneau și colegii, bă, du-te mă cu vechiturile tale, cu cartea, zic, bă, în una din zile s-ar putea să vă ajute să câștigați un concurs de ăsta. Activitatea asociației e strâns legată și de viața noastră sportivă pe care am început-o de mici copii. Și acolo știi bine, palme rupte, sute de genuflexiuni, flotări, ore de antrenamente, muncă multă și nu renunți. Așa că acum la asociație cam asta facem și noi. Asociația Inim de Campion nu le-a adus numai satisfacții sufletești, dar și prieteni și colaboratori de nădejde. Cristina Marin a apărut în viața lor la momentul potrivit. La rândul ei, destinul a trecut-o prin multe încercări, dar prin credință și multă rugăciune a reușit să treacă peste toate greutățile. De povestea a început în urmă cu 5 ani. Fetița mea a avut o problemă de sănătate. Am stat foarte mult internat în spital, iar medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire. Și s-a întâmplat o minune. Fetița mea în câteva ore și-a revenit. Iar după ce ni s-a spus la spital că nu va trăi, și-a luat 5 ore în externă din spital. Ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Și atunci am spus, ok, Dumnezeu a făcut o minune pentru mine. Eu trebuie să fac ceva în schimb, să ofer ceva în schimb. Și am văzut pe Facebook 3 fetițe. Erau un com în spital. Și am zis, trebuie să le ajut. Am început să strâng fonduri pentru ele, am început să strâng hăinuțe, medicamente, am început să le vizitez. Singură? Singură. Iar la 2 zile am primit un telefon de la colegul meu, Mircea Zanfir. Cum s-a schimbat viața ta de când lucrezi pentru Asociația Inim de Campioni? În bine. Eu am 2 copii. Am trecut și printr-un divorț. Pot să spun că am fost la pământ, dar datorită lor și a lui Mircea și a Corinei m-au susținut foarte mult moral și acum sunt aici, realizată, pot să spun. Și mulțumesc Dumnezeu că am copii sănătoși, eu sunt sănătoasă și Dumnezeu în fiecare zi mi-arată lumina de la capătul tunelului. Te-ai rugat? Foarte mult. Foarte mult și doar prin rugăciune am reușit să se întâmple minunea asta. Mulțumesc Dumnezeu că nu am intrat în depresie și asta doar datorită Corinei, care a fost, nu știu, mă rog, ca o mamă, ca o soră. Sunt îngerii tăi păzitori, da, practic. Da. O să fie bine. Da, știu. Și vrei să lucrezi
Pentru totdeauna aici? Da. La rândul ei, Cristina a fost înger păzitor pentru mulți copii la nevoie. Raul, care suferă de o boală foarte rară, distrofie musculară Duchenne, a reușit să rămână optimist și nu se lasă bătut. Datorită Asociației Inimi de Campioni, poate să se ridice mai ușor din pat. Un român cu inimă mare, stabilit în Italia, i-a dăruit un elevator în speranța că poate aduce un strop de bucurie în viața lui Raul. Pe domnul Mircea l-am cunoscut prin intermediul doamnei Cristina, care m-a ajutat să iau elevator și îi mulțumim pe această cale. Ieșeam și înainte, dar e mai bine cu elevator. Tu ești la școală? Da, sunt la școală, dar mi-am mutat clasa la etajul 1 și fac online. În ce clasă ești? A 7. Și îți place la școală? Așa. Ce da. Îți place? Înainte, când eram mic, să luau copiii de mine că mergeam pe vârfuri, adică râdeau de mine. Dar de ce mergeai pe vârfuri? Pentru că așa e boala. La început mergi și după aia mergi pe vârfuri și după aia nu mai poți să mergi deloc. Ai prieteni? Da, câțiva. Da? Și cum v-ați întâlnit? Păi mai am un prieten pe la recuperare în altă parte și îl cheamă Victor. Și are 21 de ani. Așa. Și nu mai m-am văzut cu el de un an. Că n-am mai fost pe acolo. Ba da, 5 legătura, mai vorbesc cu el. Și eu nu știu altceva decât centre de recuperare, adică n-am fost niciodată într-o vacanță. Da, și mi-ar plăcea. Nu în altă țară. Tu la mare. Optimismul lui Raul este o lecție de viață pentru mulți dintre noi care apreciem prea puțin ceea ce avem. Un copil abandonat de mamă și crescut de bunică, Raul este un băiat maturizat poate prea devreme. La cei 14 ani ai săi este foarte conștient de boala sa, dar nu renunță, pentru că și el este un campion. Se documentează și are încredere că se va descoperi un leac și pentru boala lui, distrofie musculară Duchenne. Și tu ești conștient că practic boala asta e progresivă? Da. Da, vreți să vă spun ce face boala mea? Această boală slăbește forța musculară producând degenerarea definitivă a fibrelor, că boala slăbește forța musculară până nu mai rămâi cu nimic în corp. Am mers până la vârsta de 10 ani și după aia n-am mai putut să merg, că așa e boala mea. Da. Dar cum reușești să îți accepți așa destin? Păi la început nu mă acceptam așa cum sunt, aveam depresie. Uh-huh. Da, mi era foarte greu să mă accept așa în scaun cu rotile. Uh-huh. Și cu ideea că nu știu dacă o să mai merg vreodată. Și apoi? Da. Și după aia am început să mă accept așa cum sunt, am început să ies pe afară. Da. Întrebați și alte chestii dacă vreți. Ce ai vrea tu să răspunzi, de exemplu? Păi nu știu, dacă aveți o curiozitate, dacă o să mergi vreodată cu ceva. O să mergi vreodată cu ceva? Pe viitor, da. Cu ce? E un vaccin în America care vor să creeze o genă falsă și corpul să-ți transmită de nou proteinele lipsă. Dacă mie din corp îmi lipsește o proteină numită distrofină și fără vaccinul ăla nu o să pot să merg sau să-mi revin. Da, dar vaccinul ăla e pentru diferite mutații. Boala mea are diferite mutații. Și e decât pentru 3 mutații. Poate o să studieze și la mutația mea. Dar unde ai învățat tu toate lucrurile astea? Păi, am găsit pe YouTube un băiat cu boala mea și băiatul ăla a auzit despre vaccinul ăsta. Și făcuse un videoclip și l-a întrebat un băiat dacă are șanse să meargă pe viitor și a zis că da. Ce mesaj ai pentru copiii sănătoși care râd de copiii care au diverse boli? Că nu e frumos să faci așa. Pentru că... Te-au făcut să suferi. Pentru că dacă și ei erau la fel, nu le plăceau să râd alții de ei. Raul este unul dintre miile de cazuri pentru care Asociația Inimi de Campioni a reușit să aducă un pic de alinare.
Deși la rândul lor, Mircea și Corina Zamfir au doi copii, două fetițe de 4 și 6 ani, ei încearcă să le educe încă de pe acum să-și ajute semenii și vrea să le crească să devină oameni. Fetițele știu deja de activitatea părinților și știu că există și copii mai bolnavi care au nevoie de ajutor. Cazurile des întâlnite și dragostea pentru români și pentru țară îi motivează pe cei doi tineri să meargă mai departe și să-și continue activitatea aici, în România. Eu nu m-am gândit niciodată să plec afară. Niciodată. Deci mă duceam peste tot, în China, în Hong Kong, în Japonia, în Coreea, în America, în Europa, nu conta, în Australia. El vreau vrea acasă, în Bragadiru. În Bragadiru. La el Bragadiru este... Aoleu, e vis împlinit. Eu mai vin cu ideea câteodată, din când în când, auzi, ce-ar fi să mergem și noi, nu știu, să ne mutăm, să facem altceva, să plecăm cu totul, cu copil, cățel, purcel. Mută-te! Da. Pentru mine România este cea mai bună locație, după părerea mea, pentru că ești nici așa, bine, nu ești foarte, foarte, ca să zic așa, dar ești exact sweet spot. Ai posibilitatea să faci și ce vrei și dacă muncești vei obține, da? E ok, după părerea mea e ok din toate punctele de vedere. Nu știu ce să faită lumea, n-am nicio idee despre ce vorbești, despre ce vorbesc ei. Mie mi se pare că este foarte bine. Dacă muncești, vei fi răsplătit. Da, poate nu e la fel de bine ca în alte părți, dar avem tot ceea ce ne trebuie. Dacă îți pui puțin capul, o să reușești până la urmă. Da, nu suntem în state oprimate și să vorbim de alte chestii. Nu. E ok, e ok. Yes! Iubim România. Da. Ca și soții și soțiile. Nașterea unui copil este întotdeauna o mare bucurie și o binecuvântare. Viața, însă, uneori este crudă și nu toți se pot bucura de ea cum ar trebui. Dar tineri ca Mircea și Corina Zamfir aduc speranță și bucurie în multe case de români. Viața i-a antrenat să fie campioni și să nu renunțe oricât de greu ar fi. Intră și tu pe inimdecampioni.ro, orice donație contează și poate face diferența.